Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. În această seară am să fac pentru domni etalarea pentru săptămâna viitoare, 2-9 decembrie sau 2-8 decembrie. Vă mulțumesc pentru prezență și sprijin, mulțumesc celor care s-au abonat în ultimul timp, mulțumesc pentru că reveniți și vă doresc o săptămână minunată, spor și prosperitate. Vom începe în această seară cu bărbatul de roșu, bărbatul de la brunețel, șaten închis de fapt. Până la blond, așa și așa, depinde cum sunteți la piele. Deci trebuie să fiți șaten cu ochii căprui și cu pielea normală. Haideți să vedem că nu v-am mai dat de mult în cărți, pentru că pur și simplu nu am avut timp și nu prea am timp. Dar încerc să intru în normal, da? Și cu dumneavoastră, bărbatul de roșu. Haideți să vedem pentru săptămâna care urmează. Oh, da, sunteți supărați un pic, sunteți cam supărați. Nu v-am mai dat de mult, haideți să vedem de ce sunteți supărați. Deci, din punct de vedere sănătate, ați avut în ultimele, uite, că nici n-am mai vorbit, nici n-am mai spus, dar v-au apărut niște dureri de cap sau pe ceafă. Și încă mai persistă. N-aș putea să spun exact acum de unde vin, că nu este o etalare privată și cu ocazia asta vă aduc aminte că este o etalare generală și nu puteți rezona cu toții, luați doar ceea ce vă convine sau cu ceea ce vă place sau cu ceea ce aveți nevoie. Deci avem niște dureri de ceafă și de cap, mai mult pe spate, ceafa cefalea, da? Voi știți, poate de la coloană, poate nu știu să vă spun exact. Cert este că persistă și va mai persista dacă nu mergeți concret la doctor. Ce să vă spun? Voi știți acum, da? Ce se întâmplă la voi acolo pe sănătate și să mai aveți grijă și cu rinichii sau mai bine zis cu... uretra, să zic așa. Și acolo mai sunt la unii dintre dumneavoastră ceva probleme. Veți avea niște dureri, da? Bun, cei care au servici pentru săptămâna care urmează veți fi foarte obosiți. Nu știu dacă aveți sau nu foarte mult de muncă, cert este că veți fi obosiți, o să aveți o stare de lehamite. Ceva ori nu să vă convină la muncă în săptămâna ce urmează sau pur și simplu aveți o oboseală cronică de care nu scăpați, cred că va trebui să vă odihniți mai mult, pur și simplu. Dar va fi o săptămână relativ greuță. Ceva vă va supăra în orice caz, ori foarte obosiți, ori pur și simplu cineva vă va deranja. Alții dintre voi poate chiar vă gândiți că nu veți mai avea de muncă de la sfârșitul anului sau se termină un contract, urmează să se termine un contract și chiar așa va fi. Cei care, sau veți auzi de acest lucru, cei care nu aveți servicii în săptămâna ce urmează mai greu cu ceva concret, deși pe bani nu pot să spun că stați foarte bine, niște daruri mici vă vin și la și unii și altora, dar
nu știu, să spunem că vin și sărbătorile, vine luna decembrie și cheltuielile sunt oricum peste tot un pic mai mari, dar nu vă văd excelând cu primitul banilor săptămâna ce urmează. Bucuriile, într-adevăr, și realizările le aveți foarte mult cei care sunteți căsătoriți sau locuiți cu cineva sau în relații serioase și acolo unde sunt copii. Acolo parcă se mai liniștesc lucrurile și mai încep să funcționeze sau pentru unii dintre voi mai vine un copil cu o veste bună acasă, iar unde sunt doi copii veți primi și vești mai puțin bune din partea unui copil care are ochii amestecați, căprui, verzui sau chiar verzi sau albaștri, mă rog. Dacă aveți un examen de luat sau mai aveți ceva de făcut, în final le veți lua cei drept, dar săptămâna asta foarte greu vor merge și cu examenele. V-am spus, sunteți foarte obosiți sau chiar dacă nu veți lua un examen în săptămâna ce urmează, vă spun că după aceea, în 2 luni de zile maxim sau 2 săptămâni, veți reuși. Ca și bani v-am explicat, nu vin bani foarte mulți, dar acei puțini care vin, aveți noroc de ei, indiferent ce faceți sau ce nu faceți, vă vin niște bănuți, dar și cheltuieli. Probleme în mod deosebit nu văd în săptămâna ce urmează, în afară de un pic de sănătate. Drumurile nu pot spune că sunt foarte bine aspectate, asta nu înseamnă că se întâmplă ceva urât pe drumuri sau la drumuri, nici de cum, doar că nu aveți spor, ceva vă ține pe loc. Cei care sunteți singuri nu prea văd nimic la orizont, cei care sunteți bisexuali se pare că sunteți în discuții cu partenerul și undeva va veni cumva o perioadă mai greoaie. Iar cei care sunteți căsătoriți aici vă merge bine, mai ales dacă aveți o femeie brunetă cu ochii căprui de ghindă. Trebuie să aveți un pic grijă. Haideți să văd în primul rând pentru acest examen care îmi cade aici și uite, deci vă cade pe pierdere. Exact cum v-am spus mai devreme, îmi pare rău, asta este, dar ideea e că la următoarea tură veți reuși sau puteți da și de 10 ori, dar tot în 2 luni reușiți. Cei care sunteți pe la servici și vă ridicați cumva până la urmă cu bucurie, deci este mai mult un deranj din partea cuiva, dar nu-l luați în seamă sau pur și simplu o oboseală. Unii dintre voi veniți sau veți veni sau veți pleca, eu cred că veniți de la un drum pentru o femeie, să cunoașteți în mod special o femeie. Exact ce vă spuneam, iar cei care sunteți căsătoriți și mai ales cu o femeie de ghindă, dar ea se mai poate măslui și în roșu, că și voi sunteți de roșu, veți avea bucurie, iese soarele sau veți avea o realizare săptămâna viitoare. Haideți să vedem și cine vă marchează existența în săptămâna viitoare. Vă marchează o femeie de tobă, vă gândiți la o femeie de tobă foarte tare, o țineți în inima voastră, iar ea poate fi berbec, taur sau capricorn sau poate chiar voi. Da? Și îmi cad niște persoane care sunt născute pe data de 3 și pe data de 17 în orice lună. Vă retrageți dintr-o activitate, alții dintre voi vreți o schimbare, vă retrageți dintr-o activitate, poate că și vreți această schimbare și atunci trebuie să plecați de undeva, să faceți ceva în altă parte. Nu este neapărat o săptămână rea, dar oboseală multă, uite, și un pic de gelozie, aveți aici cineva este gelos pe voi, haideți să vedem. Doamnele din viața voastră, cum vă gândesc?
s-au îndrăgostit de voi la prima vedere, mai ales dacă sunteți născuți sau ele în luna ianuarie sau decembrie. Cineva se gândește și la o femeie căsătorită, deci poate fi într-adevăr o dragoste mai mult platonică, acolo unde este o căsătorie în partea voastră sau a ei, să știți că lucrurile nu vor avansa. Cei care sunteți singuri, de asemenea, v-am spus la cei care sunteți singuri că aveți un bărbat de verde mai tânăr sau de vârsta voastră, cu care în viitor veți avea discuții, dar și cei care sunteți singuri, cumva, tot cu cineva de verde, cu un tip de verde, cădeți, deci ori vă împăcați într-un final cu cineva de care v-ați despărțit, ori veți cunoaște pe altcineva. Vă mai gândește și un bărbat de ghindă și unul de roșu, vedeți că aveți cei singuri, poate chiar și un divorț, îmi cădeți în oameni de stat și în viitor veți cunoaște și o femeie cu ochii verzi sau albaștri, dar în viitor, după, de fapt, veți cunoaște femeia asta cu ochii verzi sau albaștri după o hotărâre instituțională. Adică, ori terminați un divorț, ori vă schimbați locul de muncă, ori vă vine un act. N-are legătură cu femeia de verde. Vreau să vă spun cam cum vor urma lucrurile, care va fi cronologia. Deci, întâi se întâmplă, veți avea o reușită într-o instituție de stat, după care apare această femeie cu ochii deschiși. În final, veți avea o victorie frumoasă în această săptămână, chiar dacă începeți un pic mai prost, veți câștiga ceva. Ceva poate însemna. Pot însemna bani, pot însemna sănătate, poate însemna relație, împăcare, orice. În orice problemă care o aveți, se pare că cumva săptămâna se termină cu o victorie. Cineva cu litera I vă iubește foarte tare, iar în 9 săptămâni, dacă sunteți sau nu singuri, voi știți, veți avea mare bucurie pentru dragoste, pentru o dragoste. Să vedem și un sfat din partea îngerilor. Arhanghelul Uriel vă transmite: emoțiile ți se vindecă permitându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Deci, până la urmă, veți ierta pe cineva sau orice ar fi, orice a fost. Vedeți, se spune și Arhanghelul Uriel, rugați-vă la el, cine crede în Arhanghel și în înger, bineînțeles, să vă ajute, pentru că veți ierta, o să vă treacă supărarea pe cineva și, exact cum am spus, veți avea o victorie săptămâna viitoare și în dragoste și, nu știu, pe mai multe paliere, mai ales dacă sunteți berbec, taur și capricorn. Bărbatul de verde, bărbatul cu ochii verzi sau albaștri. Cartea luminată de la Dumnezeu lăsată pasul posturi, ți-am pus lume de ghici, dar să te deschid. Pentru bărbatul de verde, o fi de bine să vă luminați, o fi de rău să vă întunecați. Amin. Pentru săptămâna viitoare, 2-8 decembrie 2024. Verde, 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 ia să vedem. Și voi aveți activitate. E un picuț mai bine pe bani aici, deci bărbatul de verde pe sănătate. Văd că vă veți simți bine pe sănătate. Ați avut oarește îndoiel că nu să vă treacă o situație sau cei care, eu știu, ați avut, nu știu, dureri de... Văd aici o durere de ficat,
Dar văd că se liniștește sau s-a liniștit. În rest, sunteți bine săptămâna viitoare sau cu ficatul aveți grijă, unii dintre voi. Dar dacă veți fi atenți, să știți că lucrurile se îndreaptă. Chiar și cei care îi aveți în familie sau în neam și știți că aveți pe cineva, să știți că se vor simți mai bine din punct de vedere sănătate. Veștile vin din ce în ce mai bune. Cei care aveți servici, ar fi foarte bine să tăceți săptămâna viitoare sau vreo 2 săptămâni de acum încolo ca să nu aveți probleme pe viitor. Deci, lăsați-i pe alții să vorbească și să-și pună părerile, voi doar stați și ascultați. Nu se întâmplă nimic săptămâna viitoare rău, dar dacă veți vorbi și vă veți impune, să știți că peste 2-3 săptămâni nu va mai fi atât de bine. Cineva va fi cu un ochi pe voi. Cei care nu aveți servicii, vă vin oricum bani, chiar și celor care nu au servicii. Deci, ceea ce înseamnă că aveți un venit fix, poate o pensie sau un salariu sau ceva sau orice, sau o casă închiriată sau nu știu, habar nu am. Deci aveți ceva care vine constant și ați mai fi vrut să mai faceți și altceva. Se pare că tot așa după coadă o să vă învârtiți, dar bănuții vin și dacă nu sunteți angajat cu acte, ca să înțelegeți clar ce vă faceți voi pe acolo. Dragostea. Foarte bine în dragoste. Vă gândește o femeie de roșu cu care n-ați fost sau nu sunteți neapărat de acord, dar este singura care este dor de voi, să zic. Alții dintre voi aveți o femeie de ghindă pe care nu mai iubiți, sunteți separați sau divorțați și veți pleca din această casă sau de lângă această femeie sau poate deja ați plecat și nu știu, dar știți cum e, cât a fost cu voi în casă, n-a avut chef de nimic. Bine, aici se poate măsli cartea asta de ghindă, poate fi de roșu, de topă, de verde, de orice. Dar cât a fost cu voi în casă, nu i-a convenit de nimic. Acum sunteți spate în spate, voi sunteți pe cale să plecați sau poate ați și plecat de lângă ea și se gândește la această relație cu gândul, a rămas în gândul rată, da? Poate unii dintre voi aveți chiar și un copil sau doi, de fapt, da? Dacă aveți băiat, o să-și găsească un serviciu sau face niște bănuți sau poate să ia un examen pur și simplu. Vă caută un prieten cu care n-ați mai vorbit de mult, vă cad multe telefoane, mesaje cu o parte bărbătească. Dacă sunteți bisexual, aveți noroc de un trio, aveți noroc de cineva, de o persoană care este ori căsătorit, ori are o relație. Dar ideea e că nu veți fi singuri. Ce să vă mai spun? Că probleme majore nu văd decât această despărțire la unii dintre dumneavoastră. Drumurile sunt în schimb bine aspectate, deci faceți bani pe drumuri. Cei care stați pe drumuri și umblați mult, faceți bănuți în săptămâna ce urmează și în următoarele 2 săptămâni se vor lua niște hotărâri care că vă convin sau nu vă convin, chiar dacă nu vă convin, de exemplu, cu alegerile, să zicem. Vă dau un exemplu doar, da? Nu luați ad literam sau personal sau cum vreți, da? Dar cumva tot vă va fi bine la servicii într-un fel sau altul. Sau o situație care nu vă convine se transformă totuși într-una bună. În rest, dragostea pentru alții, v-am spus, deci foarte mult de ghindă îmi cade de roșu, dar poate fi și de verde. Și vă cade schimbare de casă și pe drumuri foarte mult. Veți face un sacrificiu pentru o afacere.
în două puncte, sunteți un pic îndoiți cei care aveți, da, sacrificiul ăsta pe afacere, mai e și o sacrificiu pentru afacere, deci voi vreți să fiți sau veți fi cu cineva cu care veți face și afaceri. De asta v-a căzut și pe dragoste. Ori veți fi cu cineva care are bani, ori veți face afaceri împreună, ori nu știu ce vreți, dar combinați ceva. Da? Pe instituțiile de stat văd că v-a căzut aici o instituție de stat. Poate sunteți și oameni de stat. Veți primi vești oficiale. Ia uite ce de stat, ia uite și ofițerii și instituțiile și veștile oficiale de o mare schimbare. Cu această moarte să vă așteptați la foarte multe schimbări la locul de muncă. Haideți să mai scot vreo două cărți, dar vin banii dintr-o relație sau dintr-o căsătorie. V-am spus că unii se veți căsători din interes sau vă hotărâți să vă căsătoriți și din interes sau în urma unei căsătorii veți avea bani, poate banii de la nuntă, habar nu am. Poate fi și asta, dar în orice caz careva dintre voi aici se va însura. Să mai scot, haide-mă dacă vreți voi, extraordinar. Doamne, ce cărți am scos pentru bărbatul de verde. Aveți noroc de casă, de afacere, de servicii, de bănuți, de relație, promisiuni, căsătorie, bani. Uită-te și tu ce cărți superbe am scos, bărbate de verde. Ce bine îți va merge să dea Dumnezeu chiar săptămâna viitoare să-mi dai și mie un mesaj și să-mi spui de unde atâta bucurie pe relații, nuntă, casă, schimbări. Foarte frumos. Ia uite și tot tu ai căzut, Doamne. Foarte frumos. Îți cade un viitor strălucit, mai ales cu schimbările de la servici sau schimbările care vor veni. Credeți-mă că o să vă fie foarte bine, și îmi cade aici foarte insistent și un vărsător sau cineva care este născut pe 26 în orice lună, dar nu contează prea tare asta, da? Ia, cineva, ia uite, și o femeie de tobă vă va marca, da? Până la o femeie de tobă până la sfârșitul lunii, acum repede, sau până la mijlocul lunii decembrie, cel mai târziu. Haideți să vedem, iubitele voastre, cum vă mai gândesc. Ia uite, iar căsătorie, fantastic, deci voi vă însurați. Ori vă însurați, ați fost cu cineva până acum, dar n-a fost o căsătorie, sunteți într-o relație și vă căsătoriți, nu știu ce faceți, dar foarte mult romantism, foarte frumos. Și gândiți și o femeie care e născută în luna a cincea, da, oricum, super pe dragoste și ele pe voi, care sunteți în relații sau mai ales care doriți să vă căsătoriți, veți avea mare noroc cu această doamnă. O să vă luați și casă dacă n-aveți, vă mutați împreună, veți avea o casă mai mare, veți avea afacere, stabilitate, bănuți, foarte frumos. Foarte frumoasă carte la bărbatul de verde pentru săptămâna viitoare și sper să se îndeplinească cât mai repede. Unii dintre voi aveți nesiguranță pentru unul din copii, cei care sunteți singuri, dar o să vină și la voi mai târziu, după ce vă rezolvați niște probleme oficiale cu un copil, cei care sunteți singuri, veți avea și voi noroc de o femeie de ghindă, deși veți fi un pic îndoiți, dar o să meargă treaba, mi-au căzut cărțile drepte, ceea ce înseamnă că dacă nu aveți încredere în ea sau în voi, o veți putea avea, că e o tipă bună. Și săptămâna viitoare veți avea parte de ceva ieșiri, veți sta mai mult cu prietenii, veți vorbi mult la telefon, eu v-am spus, da? Telefoane, mesaje, foarte frumoase veți sta, sau poate chiar ca dacă vă căsătoriți, dar cum să vă căsătoriți, că e post acum, nu? Nu știu ce faceți. Sau poate puteți, dacă nu faceți nuntă. Dar veți fi în multe aglomerații săptămâna viitoare, iar pe bani să știți că va trebui să vă întâlniți cu un grup de oameni ca să vă
stabiliți prioritățile în ceea ce vreți să faceți din punct de vedere material, adică să puneți niște lucruri la punct. Iar îngerii, Vanessa, vă transmit pentru tine, domnule de verde, pentru a lua o hotărâre, întreabă-te ce cale mă duce mai aproape de îndeplinirea misiunii mele divine, ce cale mă depărtează de ea. Deci, vorbește cu Vanessa, roagă să te ajute, să te sprijine, pentru că ai o carte superbă pentru următoarea perioadă. Bun, și urmează bărbatul de ghinde, bărbatul brunet cu ochii negri. Cartea luminată de la Dumnezeu lăsată, patru posturi, ți-am postit, ți-am pus lumele ghicit. Astăzi te deschid pentru tine, bărbată de ghinde. De-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați. Amin. Da, și voi cădeți, gândiți mult banii, o să faceți o combinație sau ceva cu un bărbat de tobă și vă spun combinație pentru că nu-mi cade ceva oficial. Bun. Sănătatea. Sănătatea la voi, la bărbatul de ghindă, ai o mamă sau o soacră care este bolnavă și se va îmbolnăvi mai mult până pe 7 ianuarie. Nu, sau nu neapărat mai mult, dar o să se simtă la fel de rău. Și știi chestia asta, oricum nu e nimic nou, cu speranța că va fi mai bine, dar din păcate nu. În afară de acest aspect, sănătatea la tine este și ea, dintr-un punct de vedere un pic mai slăbită, poate inima sau poate pur și simplu ești obosit. Serviciul și cei care au sau n-au servici. Mare parte din voi aveți servici aici și chiar dacă nu aveți, în preajma acestor sărbători care urmează, să știți că veți avea bani, veți face bani. Îmi cade un bărbat de tobă, mi-a căzut și când am tăiat, probabil că este vreun, nu știu, prieten sau partener de afaceri, că împărțiți acei bani pe care îi faceți. De sărbători, indiferent că sunteți sau nu singuri, să știți că nu veți fi singuri, da? Cădeți într-o... Asta îmi cade acum, că vă pregătiți sau vă aranjați niște lucruri, niște chestii, deci nu veți fi singuri de sărbători, chiar dacă nu veți fi cu vreo femeie sau cu vreun bărbat, tot în gașcă veți fi. Mai multe realizări sau de-abia așteptați să vină sărbătorile, poate fi și chestia asta că așteptați ceva și chiar o să aveți parte de ceea ce așteptați în cursul acestor sărbători. În altă ordine de idei, să zic, pe dragoste, pe dragoste, cineva de tobă te așteaptă sau te gândește și tu pe ea, că până una alta o gândește, o cam ții în inimă. Și tot așa, când este ea supărată, când tu, când ea are bucurii, când tu. Deci ceea ce mă duce cu gândul, că cu un ochi plângeți și cu unul râdeți și nici nu sunteți împreună, dar nici nu sunteți despărțiți sunteți. Dar din punct de vedere energetic, vă gândiți unul la celălalt. Nu știu ce vă ține să nu vă împăcați. Dacă ar fi să mă iau fix după cartea asta și nu după ce simt, ar trebui până la sfârșitul lunii decembrie ea să vă caute sau voi pe ea, să vă împăcați, să vă vedeți. Deci, pentru că, sau cel puțin până pe 7-8 ianuarie, pentru că este o perioadă plină de sărbători și ar trebui să vă împăcați cu ea dacă sunteți despărțiți. Da, dacă sunt soțiile voastre, veți avea o perioadă foarte bună. Da, dacă aveți soții de tobă. 100% în caz la așternut cu o femeie cu ochii verzi sau albaștri în următoarea perioadă sau de ceva timp ești cu o femeie de verde la așternut. Este supărată pe tine, nici acolo nu ești prea sigur, probabil că ești destul de rece câteodată sau nu ești atât de convins de ea, că mai mult te gândești la cea de tobă, de exemplu, decât la cea de verde, dacă e acea situație, dacă nu poate fi o altă situație.
Această femeie de verde mai are un bărbat cu care este și nu este, sunt spate în spate cei drept de când e asta de verde cu tine, dar este nemulțumită. Tu gândești pe toată lumea sau gândești cum ar fi fost mai bine sau încotro ai fi putut să o iei sau dacă ai făcut alegerea bună, dar nu ești fericit și mulțumit. În momentul când te vei întoarce, ai că iar să la cea de tobă, în momentul când te vei întoarce la cea de tobă, acea femeie de tobă va fi cu un alt bărbat de roșu, ai să ai un pic de șoc. Iar cei care sunteți bisexuali, eu nu știu dacă tot ce vă spun se întâmplă săptămâna viitoare, dar pe cuvântul meu, dacă nu se întâmplă, deci vă dau un scris. Iar săptămâna viitoare, din punct de vedere, cei care sunteți bisexuali, pe dragoste, veți sta un pic mai prost aici, nu prea vă văd cu cineva. De obicei faceți lucruri doar să vă distrați, dar în principiu tot o iubită aveți sau veți avea, așa îmi cade în următoarea perioadă. Pentru următoarea perioadă, banii v-am spus, faceți bănuți. În schimb, spre sfârșitul săptămânii, nu știu unde mergeți sau ce faceți, aveți grijă la drumuri, drumurile în speță, și să nu aveți vreun control la servici sau acasă sau dacă aveți vreo afacere. Uite, cam îmi cade omul de stat și dintr-o parte și din alta pe controle, pe drumuri, deci sau să nu fie vreun polițist. Ai grijă la carnet. În rest, nu prea văd lucruri. Așa, dar eu tot cred că vei primi o amendă. Bun, hai să vedem cine te marchează în săptămâna ce urmează. Te marchează niște drumuri și o femeie de la drum. Te gândești la o femeie de la drum. Nu știu. Câteodată te gândești că ai fi rămas cu ea, câteodată nu știu ce e aici, dar îți cad drumuri în orice caz în următoarea perioadă. Vrei să faci un drum, să treci o apă. Hai să vedem ce mai cade săptămâna viitoare și multe vorbe mai puțin bune sau proaste pentru un nou început. Vrei un nou început, vrei să fugi de unde? Vrei să fugi de acasă, de la... Vrei să fugi de acasă, da, de acasă. Vrei să fugi să ai bani. Vrei să fii liber să ai bani, vrei să stai singur să ai bani sau vrei să faci bani și nu știe nimeni. Înțelegeți? Deci și cu paguba asta aici la omul de stat, uite, ai, vezi, muntele, dar careva dintre voi o să se și despartă, da? Totuși cu necazul ăsta cred că hotărâți și o despărțire. Haideți să vedem cum vă gândește femeia cu care sunteți. Văd că sunteți îndrăgostiți de ea și ea de voi, dar și ție ți arde de aventuri. Unii dintre voi vor pleca de lângă X sau de lângă Y pentru aventuri. Ai chef de aventuri, ai chef de umblat, de rupt cărările în 14, deci cam asta este. Cei care sunteți singuri, vă veți împlini un vis după 9 ani de suferință, aici sunteți însurați și ați fost însurați. Aici îmi cade o casă străină, dar casa asta străină, când cade, asta înseamnă totuși instituții. Ah, da, instituție, sigur. Un vis împlinit după 9 ani de căsătorie, de relație care a dat kicks și acum vă cade o instituție. Sunteți singuri pentru că divorțați, vă separați sau vă căsătoriți după multă singurătate. Da? Pentru că a căzut instituția, noul început. Sunteți cam șmecheri aici. Aici aveți schimbat ceva totuși. Vreți altceva. Vreți un nou început și veți schimba acest ceva. Săptămâna viitoare, energia generală, vreți niște bani din urmă, vă gândiți să faceți
drumuri să vă recuperați ceva sau vreți bani din urmă sau unii dintre voi poate chiar primiți vreo moștenire sau urmează să luați niște bani de la un drum, dar bani din trecut. Bani poate, mai ales dacă sunteți balanță, gemeni, rac, vărsător. Da. Deci e ceva din trecut sau vreun câștig de undeva, de la servici sau orice altceva. Iar Merlina, îngerii vă transmit, ești dezorientat și nehotărât, fiindcă nu ai informații suficiente. Cercetează sau cere sfatul unui expert înainte de a lua o decizie. Aici sunt convinsă că e cu femeile și cu banii. Nu știți încotro să o luați, în ce direcție, și nu știți unde să mai mergeți să faceți bani, sau dacă vreți să vă deschideți o afacere, pur și simplu nu știți dacă e bine riscați sau nu riscați. Bărbatul de tobă, bărbatul și atent cu ochii căprui, bine făcut, cu pielea albă sau un plic plinuț, puteți fi și blonzi și roșcați. Cartea luminată de la Dumnezeu lăsată, poate postul ți-am postit, ți-am pus nume de ghicit. Astăzi te deschid pentru bărbatul de tobă, de-o fi de bine să vă luminați, de-o fi de rău să vă întunecați, amin. Haideți să vedem ce vă cade și vouă. Îndoiți, aoleu, și voi cu femeile astea după voi. Dacă sunteți necăsătoriți, pe cuvântul meu, dacă nu vă gândiți la două femei. Deci, da, vă dau un scris. Cu una stați în casă și cu una gândiți așa, da. Deci, vă spun de acum că această carte nu este una prea bună pentru următoarea săptămână sau cel puțin pentru următoarea perioadă. Și vreau să vă spun în felul următor. Deci văd că tot umblați pe la doctor, 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 pe sănătate. Da, mai durează până vă veți face bine. Pe de altă parte, careva dintre voi, pardon, chiar trebuie să faceți o operație până la sfârșitul anului, vă cade o, deci să știți acest lucru. Recuperarea va fi destul de greuță sau veți fi foarte supărați, pentru că fiind sărbătorile, și asta este, știm cu toții, fiind sărbătorile o să vă deranjeze foarte tare acest lucru, dar da, cădeți între oameni de stat și într-adevăr veți avea o intervenție chirurgicală. Alții dintre voi și cu abdomenul nu aveți probleme, burtă, ficat, ce mai e pe acolo, pancreas, ce mai e prinăuntru. Sau poate fi aceeași boală și de aceea trebuie să vă operați. Nu-mi place chestia asta, văd că totuși mergeți la doctor și ați fost la doctor. În altă ordine de idei, veți avea parte în final, dar nu anul acesta. Careva dintre voi va avea parte de un divorț. Nici nu știu de la care cap să o iau, să nu greșesc, să vă spun mai sigur. Divorț sau separare veți avea cu o femeie cu ochii verzi sau albaștri din cauza unei femei de ghintă sau de roșu. Se mai poate măslui cartea. Deci este clar că voi aveți, foarte mulți dintre voi, că asta este energia generală, da? Îmi cad energiile acelea care sunt, dacă sunteți mai mulți, cade energia aia. Dacă sunteți cinci care aveți soție și amantă și doi care nu aveți, deci energia aceea îmi cade. Deci este clar, aici este o ceartă și o despărțire sau un divorț chiar la anul de soție, de parteneră, din cauza altor femei. În alt ordine de idei, cineva cu ochii verzi sau albaștri poate să plângă după voi și să vrea să se întoarcă și nu o veți mai primi. Singura femeie, la cei care nu sunteți căsătoriți, pe care o gândiți și o vreți cu adevărat, este o femeie de roșu. Această femeie de roșu, ajungeți foarte, destul de greu la ea. Poate cuiva de aici i s-au făcut și farmece sau mușmoande din cauza alteia, din cauza celei de verde, dar poate avea și alți ochi, nu e obligatoriu să fie fix de verde. Și eu cred că aveți un blocaj pe
pe dragoste și din această cauză nu ajungeți la femeia de roșu. Hotărâri cu această femeie de roșu veți mai avea, dar foarte greu, va mai dura o perioadă. Văd că această femeie are și un copil sau doi copii, sau și voi aveți cât un copil, doi, deci toată lumea are copii pe aici. Iar energiile tinere, care sunteți tinere, domnii de tobă tineri, aveți totuși grijă cu unul din părinți, pentru că nu... Ori vă certați, se întâmplă ceva la voi acasă, deci aveți grijă. Drumurile nu sunt prea bine aspectate, aveți, din nou, vă atenționez pe controle, indiferent unde lucrați, ce faceți, ce vreți să faceți. În următoarele 2 săptămâni vă cade pagubă pe afaceri sau pe servici. Deci se întâmplă lucruri care nu vă convin, vă certați. Am spus și la cei de verde, vă spun și vouă, tăceți din gură acolo unde nu vă încăierați cu nimeni, că o să iasă nasol. Nu știu, ceartă, discuții, probleme, foarte greu faceți bani, vă vin niște bani, dar cheltuiți la fel de repede, probabil vreun șomaj sau vreo ceva, sau câștigați bani de la servici sau ceva, dar îi cheltuiți foarte repede, foarte greu. Acum, în următoarea perioadă, cea mai nasoală carte îmi cade pe dragoste și pe sănătate. Uite, sunteți gelos și aveți necaz pe un bărbat de roșu, sunteți fantastic aici ce a căzut cartea în felul acesta. Nu știu, probabil că femeia pe care o doriți voi chiar ar avea pe cineva, că nu pot să-mi dau seama de unde atâta ură și atâta gelozie. Veți ajunge și la aia de roșu, dar mai greu, în 2 săptămâni sau 2 luni. În altă ordine de idei, uite, vă cade turnul, vedeți? V-am spus, ceva nu e în regulă în următoarele 2 săptămâni. Nu este în regulă. Eu dau pentru săptămâna viitoare, dar voi trebuie să aveți grijă. Încercați, uite, și muntele și... Bun, deci sfatul meu. Nu încercați, dacă vreți să faceți bani mulți dintr-o dată, nu încercați, că nu reușiți. Dacă aveți vreo afacere mai legală, mai ilegală, nu încercați să faceți marea acusare, adică cât un pic, cât un pic, nu știu cum să vă spun, să mă înțelegeți, ca să nu dați de bele. Controle la servici vor fi. Și nu mai urâți atât de mult acest bărbat. Ia să vedem. Vreau să văd și eu o femeie cu o inițială. O inițială de pe nume sau prenume. Cunoașteți pe cineva? Hai să vedem cine vă marchează în această săptămână. Uite, voi singuri, voi faceți greșeli. Pentru că voi în săptămâna asta și săptămâna viitoare, voi trebuie să stați liniștiți, să fiți mielușei, ca să nu pățiți nimic. Deci nu trebuie să faci nimic. Dacă ești nebunit după vruna, nu trebuie să faci nimic, să stai, să aștepți. Dacă ești nebun după vrunul, să nu-i faci nimica. Dacă ai servici, să-ți vezi de treaba acolo. Dacă ai afaceri, ai grijă pe unde mergi, că uite, iarăși, da, pentru bani, pe uite, iar. Deci ceva aici nu să-ți convine, sau ai grijă totuși să nu ți se tragă o, cum se spune, o țeapă. Ai avut bani în toamnă și nu i-ai strâns. I-ai cheltuit. Acum trebuie iar să sădești, să faci ceva. Iar trebuie să te apuci de treabă, să o iei de la zero. Da? Să ai cheltuit aiurea sau treaba ta ce ai făcut. Uite, o femeie te așteaptă, dar nu vrei tu această femeie. Vrea nou început cu tine, dar nu e femeia pe care o vrei, că mi-a căzut pe lacrimi. E una din trecut care ți-a făcut moșmoande. Veste proastă din partea unui tată sau unui frate. Și aveți grijă cei care lucrați în oameni de stat, la servicii, în instituții de stat, pentru că vă cad vești oficiale, poate, doamne frește, se gândește vreo nebună să vă ia la luptă.
Și aici, cei care aveți iubite, iubite, deci iubite, cei care aveți iubite, vă cade bine totuși. Sunteți pe perechea ideală, perfectă, în următoarea săptămână o să vă meargă foarte bine, iar cei care sunteți singuri în săptămâna ce urmează, uite, ceva se schimbă în rău. Iar mai târziu veți avea și voi parte de o dragoste adevărată cu câștiguri, dar mai târziu, cred că sunt 2 luni de zile, uite, și casa v-a căzut și o casă care o schimbați în 3 luni de zile, oricum, mai târziu, da, mă rog, se mai reglează lucrurile, doar că e nasol, uite, multă muncă, vezi? Energia generală este de multă muncă săptămâna viitoare. Poți avea noroc și de bănuți, dar trebuie să, nu știu, să faci niște, nu știu, să te omori prea mult. Da? Și uite, tocmai pentru că muncești foarte mult și muncești degeaba sau muncești foarte mult și rezultatele nu sunt cele pe care tu le dorești, și aici poate fi o pagubă, că pe urmă vii cu o risipă. Deci de asta ți-am spus, ai grijă și cu munca la negru mai ales. Deci aveți grijă că munciți, ca și cum faceți aia, sunteți nebuniți că o să fie bine, că nu știu, și parcă vine ceva și îi vă dă la temelie, știi, parcă ca și cum poate sunteți chiar și urmăriți de cineva. Bun, eu vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc pentru prezență și ne reauzim la următorul videoclip. Vă doresc o săptămână minunată, să fiți bine, la revedere!